Jandarmii montani din Sinai au intervenit aseară în jurul orelor 19 pentru a alunga doi pui de urși din curtea unui locuitor din Bușteni. Animalele au fost observate de un alt cetățean care se afla în zonă și care a anunțat autoritățile pe numărul unic de urgență 112. Am ajuns la fața locului, am găsit în curtea unui cetățean doi pui de urși care s-au urcat într-un pom. Au stat o perioadă de timp urcați în pom, că nu vreau să coboare. Și într-un final, după ce am reușit să-i coborâm, sau să zic mai bine să-i determinăm să coboare, tot au fugit dintr-o curte, într-alta nu mai găseau drumul către pădure. După câteva zeci de minute am reușit să-i îndepărtăm în pădure și am reușit să rezolvăm situația. Conducerea jandarmeriei Montane Sinaia ne spune că numărul urșilor care coboară pe străzile orașului Bușteni a crescut și sfătuiește oamenii să nu se apropie de ei, deoarece sunt animale periculoase și imprevizibile.